trăiesc în Osaka, Japonia, și de obicei folosesc metroul pentru a merge la muncă dimineața. Într-o zi, așteptând metroul, am observat un om al străzii care stătea într-un colț al stației mormăind în timp ce oamenii locoleau. Ținea în mână un bar de plastic și cerșea. O femeie grasă a trecut prin fața lui și atunci l-am auzit spunând exact cuvântul porc. Wow, am exclamat în capul meu. Omul ăsta îi jignește pe oameni și se mai așteaptă ca să primească bani de la ei? Apoi a trecut un om de afaceri prin fața lui și mormăind, om. Om? De data asta nu puteam să nu fiu de acord cu el. Normal că era un om. Următoarea zi, am ajuns dimineața la stația de metrou și am avut puțin timp liber, așa că m-am decis să stau aproape de acel om al străzii și să ascult mormăielile lui ciudate. Un om slab și tras la față a trecut prin fața lui și l-am auzit că a spus vacă. Vacă? Mi-am zis. Omul ăsta era prea slab ca să fie o vacă. Arată mai degrabă ca un curcan sau cu o găină. Ceva timp mai încolo, un bărbat gras a trecut pe acolo și omul străzii a zis cartof. Cartof? Am crezut că pe toți cei care sunt grași îi numește porc. În ziua aia, la muncă, tot ce am făcut a fost să mă gândesc la omul acesta al străzii și la comportamentul lui ciudat. Am tot încercat să găsesc puțină logică sau un șablon în ceea ce face. Poate că are vreo putere paranormală, m-am gândit. Poate că știe ce au fost acești oameni într-o viață anterioară. În Japonia, mulți oameni cred în reîncarnare. L-am studiat pe acest om al străzii cam mult și am început să cred că teoria mea era adevărată. Deși l-auzeam spunându-le oamenilor lucruri ca iepure sau ceapă sau oaie sau roșie. Într-o zi nu am mai rezistat curiozității și m-am decis să mă duc la el și să-l întreb care-i treaba. Cum mergeam spre el, s-a uitat la mine și a zis pâine. I-am aruncat niște mărunțiși în par și l-am întrebat dacă are cumva vreo abilitate paranormală. S-a uitat la mine și a zâmbit spunându-mi, da, într-adevăr, am o putere paranormală. E o putere pe care am obținut-o acum mult timp, dar nu e ceea ce te aștepți. Nu pot să văd viitorul sau să citesc mințile sau ceva similar. Care este această putere pe care o ai? L-am întrebat nerăbdător. Puterea pe care o am e să știu ultimul lucru pe care cineva l-a mâncat, a spus. Am râs pentru că mi-am dat seama că avea dreptate. Mi-a spus pâine. Ultimul lucru pe care l-am mâncat la micul dejun chiar a fost pâine. Am plecat dând din cap. Dintre toate puterile psihice pe care cineva poate să le aibă, asta trebuie să fie cea mai nefolositoare.